Fosta mare sportivă și antrenoare de canotaj a clubului Steaua București, Marlena Zagoni, a fost premiată aseară la Teatrul Odeon din București în cadrul Galei Premiilor Mentor. Ca sportivă, Marlena Zagoni a cucerit medalia de bronz la Jocurile Olimpice de la Moscova cu barca de 8 plus 1, iar la Mondialele din 1974 și 1975 a obținut tot medaliile de bronz. Ca antrenor, Marlena Zagoni a pregătit lotul național de juniori și a fost tehnician secund la lotul olimpic de canotaj, contribuind la medaliile de aur și bronz cucerite de canotori la Jocurile Olimpice de la Beijing 2000. Pentru mine reprezintă un dar deosebit de important, adică um, onorează toate rezultatele mele pe care le-am obținut uh, ca mentor, cum s-ar spune, ca antrenor și pe o parte și celelalte ca sportivă. Clubul Steaua este o a doua casă. Pentru că acolo am desfășurat uh, jumătate din uh, Viața mea, din vârsta pe care o am, ca sportivă de performanță și apoi ca profesor pedagog, și mă simt mândră că am fost antrenoare la acest club. Pentru realizările sale, doamna Marlena Zagoni a fost distinsă cu titlurile de antrenor emerit, maestru internațional și maestru emerit al sportului.